Dr. Mungur Daniel Ciumăgeanu candidează la președinția Colegiului Național al Psihologilor din România. Este psiholog clinician, psihoterapeut și cadru didactic universitar, dar și de formație medic-psihiatru și își dorește să aducă profesia de psiholog în România în zona de onorabilitate. Aș vrea să vă întreb ce v-a determinat de fapt să candidați la această poziție de președinte a Colegiului Psihologilor, având în vedere că este o misiune dificilă, fiindcă în ultimii ani, așa cum știm cu toții din spațiu public, au fost tot felul de scandaluri și de tensiuni care au măcinat pe de o parte interiorul acestei organizații, dar pe de altă parte până la urmă a știrbit și profesia de psiholog. Tensiunile acestea de care vorbiți persistă în continuare și ele sunt legate și practic noi plătim o datorie istorică pe o profesie care încă nu este stabilizată și încă este foarte tânără în peisajul acesta al profesiilor liberale românești. Istoria psihologiei, așa cum mulți dintre noi o știu, este una foarte problematică, în sensul că psihologia a fost unul din inamicii personale ai soților Ceaușescu și astfel psihologia a fost scoasă din nomenclatorul profesional și din focusul de formare academică aproape 15 ani, deci în 80 erau ultimele generații de psihologi care absolveau 1980 și practic prima generație după 1989 care a absolvit psihologia a fost în 1995, doamne, deja pare foarte îndepărtat momentul respectiv. Deci, având în vedere că această profesie a fost cumva vitregită de un curs natural și un curs care se meargă în paralel cu dezvoltările profesionale în Europa, noi ne-am apucat să reglementăm și să încercăm cumva să repunem bazele profesionalizării și specializărilor în psihologie destul de târziu. Și apariția Colegiului Psihologilor ca organism care reglementează profesia a avut o serie de bariere, unele din interiorul profesiei, altele evident din exterior legate de recunoaștere. Au trebuit mulți ani ca, de exemplu, spitalele sau instituțiile publice să ia în considerare că există o lege a psihologului și o lege care reglementează profesia. În acest context am avut și probleme de leadership interne. Multiple probleme de leadership, unele dintre ele lăsate cu dosare la DNA, tensiuni, certuri și am încercat să ducem lucrurile astea spre o zonă de onorabilitate de-abia în ultimul mandat. În 2017, când noua conducere s-a instalat în colegiu, a găsit o instituție destul de devastată și de răvășită. Multe dosare în neregulă, avize date destul de dubios, am putea spune, în stânga și în dreapta, și această perioadă de reglementare, deci ultimul mandat, ultimii 5 ani, i-a făcut pe cei care au fost la conducere, inclusiv eu am fost în Comisia de Clinică și Psihoterapie, să devină destul de nepopular pentru o anumită parte a profesiei. Noi promovăm ideea foarte puternic în momentul acesta a unor examene naționale, pentru că pornim de la principiu că o profesie care este onorabilă are o serie de opreliști și bariere în accesarea profesională. Adică numai dacă ne gândim la medici cu examenul de rezidențiat sau la avocat sau la notar sau la arhitect, toate profesiile liberale care sunt de prestigiu în piață au un acces dificil în specializare. Noi promovăm această idee de examen care încă este doar pe hârtie, nu este în fapt. Tocmai pentru a încerca să creștem prestigiul, dar asta, repet, ne face destul de nepopular pentru
fie pentru cei care au accesat foarte ușor profesia până acum și care se tem că vor avea bariere în urcarea de trepte profesionale, fie pentru cei care sunt foarte tineri pe băncile facultăților și care au impresia că o să fie o greutate în plus pe ceea ce înseamnă pregătirea unui examen de intrare în profesie. Dar cred cu fermitate că acest lucru este necesar tocmai pentru a crește prestigiul profesional și pentru a ne asigura că oamenii care practică diferitele domenii aplicative ale psihologiei pe care le recunoaștem și certificăm astăzi sunt de fapt în posesia unor abilități care să ne facă recunoscuți de public ca niște profesioniști adevărați. Ok, în tot acest context și toată această, tot acest cadru există în acest moment dorința noastră de a găsi și de a face un fel de pace între două direcții fundamentale de leadership. Unul din reproșurile din teritoriu care se face acum către conducerea colegiului, care acum este pe sfârșit de mandat, este că majoritatea celor care iau hotărâri sunt din domeniul universitar. Adică sunt niște oameni teoreticieni care se ocupă mai degrabă cu creșterea programelor masterale sau cu școlile doctorale și nu au legătură cu practica ca atare. Pe de altă parte, această presiune venită din de jos în sus că universitarii nu știu care este natura practicii de zi cu zi, este însoțită și de o tensiune între cei care lucrează în domeniul public versus cei care lucrează în domeniul privat. Colegiul psihologilor ajută în principal persoanele care vor să-și creeze un drum liberal, adică vor să-și creeze structuri de desfășurare a profesiei care sunt în domeniul privat, cabinetele, societățile de psihologie. Ajută și recunoaște expertiza oamenilor care lucrează în sistemul public, în spitale, în DGASPC-uri sau în alte structuri publice sau structurile militare sau ale poliției, dar există această tensiune și întotdeauna acest reproș care se spune că voi îi ajutați și îi favorizați mai degrabă pe cei din sistemul privat. Aceste două mari puncte de tensiune, unul dintre ele reproș pentru că oamenii sunt prea teoreticieni și celălalt că favorizăm privatul în mandatul respectiv, bineînțeles că pot fi demontate, dar ele există ca fapte în momentul acesta. M-am hotărât să iau această decizie de a candida pentru că încerc cumva, inclusiv prin identitatea mea profesională, să aduc un soi de linie de pacificare în cadrul acestor direcții tensionate. Practic le aveți pe amândouă, adică sunteți și practician, dar și cadru universitar. Da, și mă definesc în principal ca practician, adică dacă este numai să merg pe o statistică personală, în cei 20 și ceva de ani de activitate profesională, mai bine de 75% m-am definit constant ca un practician. Fie că am fost psihiatru la început și după aia psiholog clinician și psiholog și după aia psihoterapeut, am lucrat și în sistemul public și am lucrat și în sistemul privat și cumva încerc să vin cu un mesaj de pace și cumva de a încerca să aduc în prim plan că într-un fel aceste tensiuni pe care noi le-am întreținut de multe ori artificial nu fac bine profesiei. Care ar fi primele trei lucruri pe care le veți face dacă veți ajunge în poziția de președinte al colegiului? În primul rând aș încerca cumva să aduc la o masă a discuțiilor practicienii și teoreticienii, universitarii, cum se spune. Aș încerca să găsesc o modalitate în care
sper eu, inclusiv prin constituirea noilor comisii aplicative, pentru că noi funcționăm cu un președinte care coordonează cumva și supraveghează activitatea 5 comisii în colegiu, fiecare comisie fiind centrată fie pe o zonă aplicativă, fie pe o zonă metodologică sau deontologică. Deci, în cadrul acestor comisii aplicative, sper să existe o proporție adecvată de universitari și practicieni, astfel încât noi să putem merge pe un bulgăre de zăpadă dialogic înspre omul de la baza piramidei, cel care lucrează fie în spitale, fie în cabinetul privat, și să încercăm să redefinim cumva această stare tensionată ca o stare potențială de start pentru a crește prestigiul profesiei noastre. Obținerea unui sprijin din partea psihologilor pe partea asta de examene naționale, obținerea unui dialog și găsirea unor soluții care să fie cumva armonizate între psihologii din spitale și psihologii din cabinete, găsirea unor variante care să ducă la un sprijin al psihologilor tineri și care se instalează în profesie, pe care noi încă nu le-am identificat în momentul ăsta foarte operațional, adică, de exemplu, sprijin în achiziționarea de teste, sprijin în efectuarea de stagii de practică, toate lucrurile astea pot să pună capăt acestei permanente stări de tensiune și să ne pună ca umăr la umăr să încercăm să găsim o soluție viabilă pentru această profesie, soluție care să fie una a colaborării și nu a suspiciunii. Cum îi veți atrage pe psihologii care în momentul de față nu sunt membri ai Colegiului Psihologilor? Știu mulți care mi-au spus că au fost dezamăgiți și fie au ieșit din colegiu, fie nu s-au mai înscris. Majoritatea sunt cei care nu s-au înscris și majoritatea sunt cei care nu s-au înscris pentru că într-un fel se simt protejați fie de statutul lor de a lucra în sistemul public, unde cumva calitatea de membru al Colegiului Psihologilor este accesorie sau poate fi accesorie. Sunt foarte puțini care s-au retras din dezamăgire, dar pur și simplu există o mare parte dintre psihologi care lucrează în sistemul public sau care nu mai lucrează ca psihologi și nu văd de ce ar trebui cineva să îi reprezinte. Această acțiune de a atrage membrii, de a găsi un soi de suport mai larg profesional nu poate fi făcută decât atunci când crește credibilitatea instituției. Adică nu pot să mă duc să fac un marketing personal la cei care nu sunt în momentul ăsta membrii ai colegiului, dar pot să pun umărul să sprijin acțiunile colegiului în așa fel încât oamenii să vrea să fie, se simtă reprezentați de acest for. Noi nu rezolvăm cazuri punctuale, noi încercăm să creștem prestigiul profesiei prin mărirea cumva a standardelor, prin îmbunătățirea standardelor de certificare și prin creșterea calității a ceea ce înseamnă actul psihologic, fie că el se desfășoară în sistemul public sau în sistemul privat. Câți membri sunt în momentul de față? În momentul de față sunt în jur de 28.000 de membri în Colegiul Psihologilor, pe diferitele grade de specializare. Noi încercăm să promovăm acest lucru și pentru sistemul public și pentru sistemul medical, pentru că în sistemul medical, dacă este la sine înțeles că un medic poate să fie, nu știu, primar sau specialist sau așa, noi avem niște grade similare care au început să fie recunoscute din fericire și de sistemele publice și de spitale. Noi avem ca și grade psihologul practicant, care este în supervizare sau autonom, cu două subcategorii, și după aia avem psihologul specialist și psihologul principal. În momentul în care ai un număr de ani de experiență și o expertiză certificată de colegiu și devii specialist și devii principal, poți să acționezi și ca supervisor și ca formator pentru colegii mai tineri. Încercăm să susținem și să creștem expertiza celor în grad mare
de certificare, pentru a putea obține generații tinere care să fie din ce în ce mai experte și din ce în ce mai atrase de practicarea acestei profesii. Profesia de psiholog, și aici este un paradox, sunt foarte mulți oameni care sunt atrași și din punctul de vedere al atractivității studiilor universitare, psihologia este undeva în top 5 ca universități căutate pe specializare, dar asta nu înseamnă, și aici vorbim și de sistemul de stat universitar, dar și de universitățile private care au, toate universitățile private au programe de psihologie în oferta lor și pe licență și pe master, dar asta nu înseamnă că toți cei care termină psihologie vor practica psihologie. Și noi încercăm cumva să facem această profesie atractivă, dar ea nu poate fi atractivă decât în momentul în care este dificil de accesat și dificil de accesat ca nivelele de specializare superioară.